Că tot e un card care îți schimbă viața. Ce-ar fi dacă omul nu l-ar primi de la un angajat BT, ci de la unul din mari actori români? N-ar fi tare? Ah, scuze. Îți dai seama? În momentul în care l-ar mâna, ar zice cu vocea aia lui. Fă-mi o favoare. Du-te și îndeplinește-ți dorințele. Sau cum ar fi dacă n-ar accepta? Un mare actor care își vede de treaba lui și noi de-a noastră. Rămâne în istoria asta, bravo! Star, noile carduri fără limite la dorințe. Și atât.